Bună dimineața, Cristina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele! Berbecii pot primi un cadou special, o vacanță în străinătate, o invitație la concertul unui artist apreciat sau la un alt eveniment. Horoscopul pentru zodia berbec pune accent pe comunicare și socializare. Taurii au chef de cucerit, iar de la un flir sau de la o idilă de vacanță pot ajunge la convingerea că și-au găsit jumătatea. Financiar au șanse de câștig. Se anunță pasiune în cuplu, dar și noroc financiar. Gemenii sunt admirați și simpatizați, iar asta le convine. Se anunță armonie în cuplu și colaborări profesionale excelente. Racii au succes în plan profesional și relații excelente cu colegii. Se pune accent pe relațiile de la locul de muncă și pe atenția acordată de nativi, sănătății personale, dar și pe posibila reactivare a unor probleme din trecut care nu mai suportă amânare. Leii au parte de schimbări în cercul de prieteni. Pentru unii nativi, asta înseamnă că o veche prietenie se poate transforma într-o neașteptată poveste de iubire. Se pune accentul pe viața sentimentală a nativilor, pe relația acestora cu copiii, dar și pe schimbările care pot să apară în cercul social. Fecioarele pot relua legătura cu rude pe care nu le-au mai văzut de mult timp sau pot găsi documente pierdute. În carieră e vremea pentru o schimbare. Se anunță relații armonioase în familie și oportunități profesionale, cum ar fi o promovare sau o mărire de salariu. Balanțele care vor să înceapă un nou proiect trebuie să profite de această săptămână favorabilă. De duminică, Mercur retrograd le poate da planurile peste cap. Se anunță călătorii și multe invitații care trebuia onorate, iar în cuplu comunicare excelentă. Scorpionii primesc bani, dar pun întârziere sau trebuie să achite niște restanțe. Se anunță câștiguri suplimentare, dar și cheltuieli pe măsură. În plan sentimental, nativii vor pune preț pe independența personală și pe relația de prietenie cu partenerul de viață. Săgetătorii sunt în centrul atenției și tocmai de aceea trebuie să-și alegă cu grijă cuvintele. Venus le poartă noroc, dar Mercur retrograd le joacă feste. Se anunță o perioadă excelentă pentru nativi, atât pe plan personal cât și profesional. Capricornii pun pe primul plan dorințele și interesul partenerului. Cei singuri se întorc la o fostă iubire sau se implică într-o relație sentimentală secretă. Oportunitățile profesionale vor apărea chiar în prag de sărbători. Vărsătorii primesc vești care le pot schimba părerea despre un prieten. În plan personal, luna plină vine cu împliniri sau cu oportunități sentimentale. În această săptămână se pun accent pe relațiile nativilor cu prietenii, pe oportunitățile de carieră, dar și pe schimbările care pot să apară în viața lor sentimentală. Peștii refac un proiect la care a lucrat un coleg, dar despre bani nimeni nu suflă o vorbă. Se anunță o idilă la serviciu sau schimbări pozitive în carieră, dar și vești bune legate de casă și familie. Acestea au fost previziunile astrologice pentru azi. Ne revedem mâine la aceeași oră.